Turul campionatului național de handbal feminin, Divizia A, s-a terminat cu mari probleme pentru CSS Dunăra Giurgiu. Deși fetele au învins în ultimul meci și și-au asigurat un loc mai confortabil în clasament, finalul turului și al anului a coincis cu un control la Asociația Club Sportiv Municipal Dunăra Giurgiu, care a afectat și imaginea secției de handbal. Reprezentanții primăriei au refuzat să mai acorde asociației încă un sprijin financiar și asta pentru că în urma unui control inopinat s-au descoperit aspecte grave în evidențele contabile ale clubului Dunărea. Ca atare, primăria a blocat orice sprijin financiar și către secția de handbal, iar sportivele nu au putut merge în cantonament sau face antrenamente în comun. Anul 2014 a început cu o promisiune de 180.000 de lei pentru handbal, dar banii nu au fost încă acordați, iar jucătoarele sunt mai mult decât demotivate. Noi, până la ora actuală, nu avem cum să facem un antrenament în comun, nu avem bani pentru a reuni lotul la București sau la Giurgiu. Ce să vă spun, nu știu dacă fetele de la București vor mai veni, pentru că eu nu mai pot să plătesc din buzunar deplasarea lor aici. Vorbim de cei doi părinți care vin. Deci, efectiv, astăzi am spus la cei doi părinți: dragii mei, dacă vreți să mai veniți cu fetele, bine, dacă nu, eu nu mai pot să mai dau bani din buzunar, pentru că am și o familie și deja nu mai are niciun rost. Problema financiară este una generală în divizia handbalistică. Deși se află în fruntea clasamentului, echipa școlii 181 din București se teme că nu ar putea rezista financiar în Liga Națională, iar antrenorul echipei știe ce înseamnă să ții o echipă când nu ai ajutor din altă parte. Mai este povestea și cu banii, finanțarea. Aici este o mare durere la această oră. Această echipă este o echipă privată pe care o țin eu, personal, și pentru ligă este foarte greu să fac față singur. Dacă am găsit niște sponsori, poate ar fi și altceva. Revenind la echipa noastră, care întâmpină probleme financiare mult mai serioase, este greu de spus ce se va mai putea întâmpla în viitorul apropiat. Următorul meci din deplasare, cel cu Olimpic Plopeni, este pus sub semnul întrebării, iar o eventuală neparticipare ar însemna ratarea unuia dintre puținele meciuri pe care CSS Dunăra Giurgiu le putea câștiga. Asta în situația în care, la ora actuală, echipa giurgiuveană se află deja pe locul 11, loc retrogradabil.